A doua zi, 15 mai, în Gara de Nord au fost întâmpinați de regele Ferdinand și de regina Maria și de celelalte autorități. S-a cântat imnul de slavă, imnul sacru, compus ad hoc de locotenent colonelul Ion Vlăduță. Apoi a fost aranjat pe un afel de bun și transportat tras de 8 cai pe calea Griviței, simbol, calea Victoriei, Bulevardul Elisabeta, Schitul Măgureanu și strada Principele Mircea. Și a fost dus la mănăstirea Mihai Vodă și așezat în biserică. Acolo a fost întâmpinat iarăși de regele Ferdinand, de regina Maria și de celelalte autorități. Nu v-am spus că pe drum, pe parcurs, 4 avioane au însoțit cortegiul ca să fie un aviatorilor, iar în fața cercului militar, studenții au îngenunchiat. La mănăstirea Mihai Vodă, mitropolitul primat Milon Cristean a rostit slujba de glorificare a eroului național. Apoi, a doua zi, cortegiul a plecat spre parcul care se afla așezat pe Câmpia Libertății. Și acolo a venit iarăși regele și regina, guvernul, atașații militari și diplomatici de la București, ofițeri români și ofițeri străini. S-au tras 101 de sală. Era joi, 16 mai 1923. Era joia Înălțării, care la noi a fost consacrată drept ziua eroilor. Aceasta a fost epopeea soldatului nebunului. Și-au plecat apoi la plec. Este vorba de învățătorul Lighe Roman de la Sfânt. Eu aveam tablourul la Isaac al Lighe Roman, nu țineam față, nu l-am luat de cinci, dar nu știam ce fapte a fost. Acesta era învățător din Rășina. Și în 1977 a plecat și tot contingentul incorporat din Rășina la București. Împotriva voinței autorităților austro-ungare. Acolo s-a instruit 3 luni de zile, pe urmă a luptat la Plevna și la Vitini. A fost decorat cu cele mai înalte ordini. N-a mai putut să întoarcă, s-a întors în domnul. A poposit în domnul, întâi la Sulina și pe urmă la Isaac. În 1912 ne-a comunicat cei din Sibiu că aceia păstrează evidența. Și mi-am dat dat. În 1912 eram pe direct. În timpul războiului, în 1916, ori presupun cei de la Sibiu, ori a fost ucis, ori a plecat la o rudă a sa care se afla undeva pe la Vaslui. N-am putut să descoperim. Dar acest lucru eroi simbolizează unitatea și de făptură a neamului românesc de pe un versant și de pe altul acasă. Vă mulțumesc! Și am lăsat pe dumneavoastră problemele istorice. Eu sunt profesor de matematică, dar nu întâmplător a fost aleasă această perioadă de a spune aceste fotografii, am urmărit să fie prinse cele 2 zile, să am
imagini public dorește să mai adreseze? Da, poftiți. Vă mulțumesc foarte mult. Eu aș vrea să spun că nu e prima de mult în această formă și în această calitate, când am văzut și pe urcare, Doamne Valentina Postelnicu, cum însemne și cu data e în legătură cu fiecare dintre aceste momente. Eu altceva aș vrea să spun, fiindcă au fost evocate aici câteva momente excepționale din istoria Bucurei, sau despre eroul necunoscut. Mulțumesc! Bine! Autorităților pe care le-am invitat și care nu ne-au luat. Sunt triste acum, suntem nevenit. Da, comentez mai multe. Oh.
Oh,
Să ne-am rămân de mii, cu sărbii pe acolo.